Într-un meci contând pentru etapa a patra din Liga 1 de futsal, Auto Bergamo Deva a învins pe teren propriu cu scorul de 2-1 pe CFR Timișoara. Gazdele au condus la pauză cu 2-0 prin reușitele lui Andrei și Toni, dar la scurt timp după pauză timișorenii au reușit să reducă din handicap prin Ilaș, iar apoi devenii au avut ceva de furcă pentru obținerea victoriei. Un rezultat destul de greu de vicerat, ne-am dorit măcar să vedem. Prima repriză cred că am dominat, a doua cred că a fost mai echilibrat. La per total au fost câteva decizii care na, acum la sfârșit noi am zis că nu are voie să iasă portarul, a ieșit și trebuia să anuleze lovitura. Asta a fost singur, în rest nu cred că a fost probleme. Noi încercăm să ne înferim și noi în iarnă, suntem o echipă care merge în Liga a doua, o echipă care vrem să facem față cu eu în prima ligă. Astăzi am făcut două erori, dar per total mi s-a părut de mai mai pregătită fizic. Se vede că au preparat un fizic, se vede că sunt mai tinerei ca noi, dar am încercat să compensăm cu experiența și să ținem un meci echilibrat. Cred că a fost un meci personal și, din păcate, pentru noi nu a ieșit așa cum am vrut, dar a fost pentru toate partidele frumoase. Cei de la Auto Bergamo au fost mulțumiți, în special de faza defensivă, dar recunosc că mai au de lucru la omogenizarea lotului. Bueno, yo creo que tuvimos el mayor volumen de juego todo el rato. Am avut cel mai mare volum de joc tot timpul. Și ellos utilizaron 10 minutos jugar 5-4. Au folosit 10 minute să joace 5-4. Nosotros proponemos juego y ellos jugaron a especular. Noi am propus jocul și ei au jucat să speculeze și au rămas să vadă ce se întâmplă. Y después nosotros tuvimos ocasiones para rematar el partido, no rematamos. Apoi am avut ocazii ca să omorâm meciul, dar nu l-am omorât. Dos o tres ocasiones ahí solo con portero y două, claro, trei ocazii singur cu portarul. Si no metes gole, sufres. Gol, suferi. Pero los chavales están muy contentos con ellos porque se han sacrificado y la liga no es fácil y nadie va a ganar porque tiene el mejor equipo, todo el mundo va a luchar. Liga nu este ușoară, nimeni nu va câștiga doar pentru că va câștiga. E mulțumit de toți băieții lui pentru că s-au sacrificat astăzi. Y aquí tenemos que entender todos que es un equipo que se está formando. Și trebuie să înțelegem toți că suntem o echipă care încă ne formăm. Vienen 6 jugadores de fuera con 5 jugadores o 6 jóvenes de aquí de Deva. 6 jucători de afară, 5 de aici, ceilalți din alte părți. Entonces cuesta que el equipo gane, pero yo estoy muy contento con la actitud de los jugadores y la implicación. Dar o să ne coste până să jucăm ca o echipă, dar el e foarte mulțumit de implicare și atitudinea jucătorilor. Y hoy dimos una lección de defensa 5-4. No consiguieron rematar ni un balón. Și am dat o lecție de apărare de 5-4, nu au reușit să aibă nici măcar o ocazie de a șuta la coartă. După aceste rezultate, devenii sunt în grafic, ocupând poziția a treia în ierarhie, cu 7 puncte din 3 jocuri disputate, la egalitate cu cea de-a doua clasată, United Galați, care are însă golaveraj mai bun. Lider este FK Odorheiul Secuiesc, cu 9 puncte din tot atâtea posibile.